Numele meu este Mădălina Gheorghe și sunt medic specialist pediatru, medic nutriționist, absolventa masterului de nutriție și siguranță alimentară din cadrul UMF Carol Davila București, membră a Colegiului Medicilor din București și a Societății Române de Pediatrie. Ador să lucrez cu copiii datorită sincerității și veseliei lor, dar și a receptivității la schimbare. Sunt pasionată de nutriție și de îmbunătățirea stilului de viață. Și ca medic am observat corelația între obiceiurile alimentare nesănătoase și bolile cronice care apar la adult, dar și la copil, cum arată ultimele statistici. De aceea consider că cel mai important factor de prevenție pentru aceste probleme este tocmai îmbunătățirea stilului de viață de la o vârstă fragedă. În cadrul masterului de nutriție, la modulul de gastronomie și gastrotehnie, am învățat că putem găti mâncăruri foarte delicioase într-un mod simplu și sănătos. În cazul celor mici, modul în care aranjăm mâncarea în farfurie sau modul de gătire ne va ajuta să-i atragem să mănânce alimentele nutritive și potrivite pentru vârsta lor. Kilostop Junior este prima clinică specializată pe nutriția copiilor, unde noi, în calitate de medici nutriționiști, ajutăm la transformarea treptată a obiceiurilor alimentare și promovăm activitatea fizică cu scopul de a ajunge la o greutate corespunzătoare pentru a asigura o creștere și dezvoltare armonioasă și pentru menținerea stării de sănătate a copilului dumneavoastră. Ca medic pediatru, văd în fiecare zi multe zâmbete ale copiilor care reușesc să fie mai bine și am o bucurie foarte mare când împreună reușim să construim un viitor mai bun. Sărbătorim fiecare victorie, oricât de mică ar fi ea. Cu pași mărunți și încrezători, vom reuși să avem un impact în stilul de viață al copilului dumneavoastră. Ce poate fi mai frumos decât să vezi rezultate bune în urma colaborării în cadrul programelor de nutriție? Părinților le-aș recomanda să facă mici schimbări cu răbdare și cu dragoste, astfel încât stilul de viață al copilului lor să fie unul sănătos. Și când știm că cel mai bun învățător este propriul exemplu, aș recomanda schimbarea alegerilor alimentare ale părinților, astfel încât să nu-i fie greu celui mic în procesul de schimbare. Dar pentru a afla cum putem face acest lucru, vă invit să formăm o echipă și cu sprijinul oferit de noi, cu sfaturi, planuri alimentare și recomandări personalizate, să reușim să ajungem la obiectivul propus.